Bărbatul și nepoțelul lui de numai 5 ani plecaseră la cumpărături cu bicicleta, dar nu au mai ajuns. Mergeau regulamentar pe marginea drumului cu două benzi pe sensul de mers, când în spate au fost pulverați de mașinile care se acroșaseră și intraseră în derapaj. Bătrânul a fost găsit sub una dintre mașini, iar nepotul lui a fost aruncat de pe portbagajul bicicletei și proiectat pe carosabil. Pe om l-a luat de margine și l-au dus până încolo sub mașini. Și un copil a picat din mașină și l-a luat la spital. De pe bicicletă plecă copilul. Pică, a căzut aici. Copilul 4-5 ani. Da, 4-5 ani. Dar cred că un portbagaj unde l-a avut, bicicleta e făcută acolo, zob. Polițiștii spun că șoferul de 23 de ani a depășit pe dreapta și a acroșat o mașină condusă de un alt tânăr de 19 ani care abia își luase permisul. Unii martori cred că cei doi tineri se întreceau într-o liniuță. Înțelegem că s-a făcut concurs, ăștia a făcut concurs acela. Mersă pe partea asta din coacea, dar ce că s-a făcut un concurs între ei. Din primele cercetări este că unul din autovehicule se deplasa în coloană pe banda numărul 2, pe axa drumului, iar celălalt care a intrat în derapaj și l-a acroșat se deplasa pe banda numărul 1, în aceeași direcție de mers către turnul Severin. Din impact, cele două autoturisme au intrat în derapaj, au acroșat un autoturism care se afla staționat la poarta proprietarului, nu înainte de a acroșa și un biciclist care se deplasa în aceeași direcție. Micuțul a fost dus la spital de o mașină care trecea prin trafic. Bunicul lui a fost preluat de o ambulanță, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru viața lui. A resuscitat în mașină. La un moment dat aparatul ne-a indicat un ritm șocabil, dar a reintrat în asistolie și la câteva minute, la 15-20 de minute după ce l-am predat în urgență, s-a declarat oficial deces. Copilul are un traumatism craniocerebral și se află sub investigații medicale pentru a se stabili dacă leziunile vor impune transferarea lui la o clinică din Craiova sau capitală.